Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. O să încep emisiunea din această seară, însă într-o notă mai tristă, pentru că vreau să-mi exprim regretul pentru dispariția unui om deosebit pe care l-am cunoscut foarte bine în urmă cu 20 de ani. Este vorba de doctorul Miron Deliu. Un om extraordinar, un om citit, un om cu simțul umorului, un om deschis și de care mă leagă amintiri foarte frumoase, alături de care am realizat emisiuni extraordinare încă de pe vremea când era director al Direcției de Sănătate Publică sau făcea politică în campaniile electorale. Dumnezeu să-l odihnească și sincere condoleanțe familiei. Trecem la subiectul din această seară, nu înainte de a-mi cere scuze dacă vocea mea derapează așa pe alocuri, sunt în trend, am reușit și eu să fiu la modă, spuneam, cu răceala, dar sper că o să vorbesc eu mai puțin, invitații mei mai mult, pentru că asta este interesant, nu ceea ce spun eu și ce cred eu. Și o să intru direct în subiect prin prezentarea invitaților mei din această seară. Este vorba despre domnul Cristian Maciu, vicepreședinte, fost și prezent și nu se știe cât viitor, vicepreședinte al Consiliului Județean. Bună seara! Bună seara, Sărăluna, mulțumim de invitație! Și domnul Cristian Ștenghel, consilier județean PSD. Bună seara! Bună seara și mulțumim de invitație! Domnul Marciu, am spus fost, actual și viitor, nu se știe cât, vicepreședinte al Consiliului Județean, pentru că săptămâna trecută, așa într-o ședință extraordinară, subit, i s-a pus pata, ca să zic așa, domnului Mustățea pe dumneavoastră și v-a destituit prin votul colegilor dumneavoastră consilieri județeni. Da, ce are de fapt domnul Mustățea cu dumneavoastră? Nu știu personal ce are dânsul și cum a gândit. Cred că ceva în ultimul moment l-a făcut să ia această decizie și să discute cu grupul de consilieri care a votat pentru demiterea mea din funcția de vicepreședinte. Nu știu ce l-a făcut, dar bănuiesc că în această perioadă de 2 ani și jumătate de cât să zicem între ghilimele am lucrat împreună la Consiliul Județean, au fost destule motive pentru ca dânsul să aibă ceva împotriva mea. În sensul că multe au fost proiectele de Consiliul Județean în care am privit diferit, din unghiuri diferite acele hotărâri de Consiliu și nu de puține ori eu împreună cu colegii din alianța pe care o formăm în Consiliu ne-am exprimat alt punct de vedere, contrar celor a președintelui și a colegilor din actualul Partid Liberal. Face parte această destituire a dumneavoastră din lupta pentru majoritate, sigur, pentru obținerea majorității, sigur, în Consiliul Județean? Sigur că da, face parte. E o nouă din, etapă. Este, da, este o altă etapă. Da. În schimb, vreau să spun că în cei 2 ani și ceva de când lucrez la Consiliul Județean, am căutat, pentru că n-am avut altă activitate decât cea pe care mi-am făcut-o singur, să-mi umplu timpul cu consultarea primarilor din unitățile administrativ-teritoriale din județul Giurgiu, în sensul de a fi elaborate proiecte care să fie supuse mai apoi atenției Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Dezvoltării pe programul național de dezvoltare locală. O să locală. Vorbim și despre acest lucru și o să vorbim chiar și detaliat. Cred că, mă rog, pe măsură ce rezultatele începeau să vină la primari, eram privit cu totul și cu totul altfel de către
președintele Consiliului Județean. Dar dacă spunem asta... O să ajungem să vorbim și despre aceste sume alocate. Deci oricum, în ziua respectivă, sigur că s-a ajuns la o umplere de pahar, probabil din punctul de vedere al președintelui Consiliului Județean, și a răbufnit. În sensul ăsta că a venit într-o ședință extraordinară cu un proiect, cu mai multe proiecte extraordinare care nu suferau amânare. Păi, aici aș vrea să ne oprim puțin cu aceste ședințe pentru extraordinare. Pentru a fi dezbătute. Cum sunt ele prevăzute în lege, ședințele extraordinare? Domnul Ștenghel. Deci, cum să spun eu, aceasta într-adevăr a fost o ședință extraordinară, ca și altele, că nu e prima dată. Extraordinară prin desfășurare ei... și prin normal ar trebui ca ordinea de zi să cuprindă numai niște probleme care sunt stringente, urgente și care se referă la cazuri excepționale. Pentru prevenirea sau limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizodiilor, precum și pentru apărarea ordinii și liniștii publice. Pentru asta se fac extraordinare. Și domnul Maciu, în ce categorie se încadrea? Și alții. Nu știu. Și alții. Bine, categoria asta nu există, însă încă din preambulul ședinței, după ce noi am părăsit sala, având în vedere faptul că am fost, cum să spun eu, desconsiderați în sensul că noi am ridicat problema de legalitatea acestei ședințe și care nu a fost legal constituită, iar președintele Consiliului Județean n-a spus altceva decât că el, conform legii, poate suplimenta ordinea de zi a ședinței extraordinare și că prefectura nu respectă legea. Deci, este exact pe dos. Da, stați puțin, dumneavoastră ați fost acolo, cunoașteți și legea, telespectatorii noștri nu toți. Haideți să o luăm cu începutul. V-ați prezentat, ați fost convocați la această ședință extraordinară, da, cu o ordine de zi. Cu o ordine de zi care cuprindea 6 puncte, dintre care 5 puncte de discutat și unul care era o aprobare a unui proces verbal de la ședința anterioară. Aceste 5 puncte au ridicat unele discuții, unul singur de fapt, am avut noi în Comisia Economică o discuție pe tema asta. Deci practic pe ordinea de zi pe care ați fost convocat normală, nu figura și punctul nu acesta. Nu figurau niciun alte puncte decât 5 puncte plus acelea 6 puncte. Capcană, am fost atrași într-o cuvinte. Capcană, a fost foarte bine pregătit, în sensul că ne-am trezit cu faptul asupra faptului împlinit, în sensul că ne-a prezentat în sala de consiliu niște încă 8 puncte ad hoc. 8? 8 materiale. 8. De unde au apărut așa deodată? Din neant. Deci era pregătit. Au fost gândite pregătite dinainte. Tot cu caracter dinainte. De urgență? Foarte. Toate numai cu caracter de urgență. Deci n-au nicio legătură cu urgență. Sunt niște puncte care puteau fi discutate într-un consiliu județean ordinar. Nu avea nicio treabă cu o ședință extraordinară care să discute despre probleme deosebite. Dar poate sunt trecute la capitolul economie, v-ați gândit. Că am înțeles că aceste ședințe extraordinare nu se plătesc, nu? Da. Da. Și asta este o chestiune, dar... Și atunci se încadrează la economie. La economie pentru Consiliul economie Județean. Pentru, da, Consiliul Județean. Deci, nu știu, e o chestiune care se repetă, v-am spus, iar domnul Vasile Mustățea, cu toate punctele care au venit suplimentar, plus cele care erau dinainte prevăzute pe ordinea de zi, niciunul nu avea caracter de urgență. Nici măcar unul. Bun. Și atunci... Totuși a existat o strategie, da, a lui, da, în legătură cu aceste subiecte. Se știa mai de mult despre echilibrul instabil în care stă funcția de președinte de organizație județeană. Și atunci, profitând de situație, introducând pe ordinea de zi aceste puncte deosebite, mai ales cu caracter politic, a căutat să își rezolve problema sau să caute. Se baza pe majoritate care avea să-i aprobe. Să intuia că aceste hotărâri de Consiliu odată trecute vor reechilibra, să zicem, echilibrul în care se afla în fața organizației centrale a partidului. Asta era înainte de al doilea eveniment care avea să se întâmple în viața politică. Era vorba de... Se întâmpla înainte de demitere. Deci, înainte de demitere, sigur, da, asta era. Din asta era problema. Din aceste 8 puncte, 6 au fost introduse de domnul Mustățea și 2 au fost introduse de doamna Buga, pe care nu pot să o acuz că nu... Adică că nu cunoaște legea, pentru că nu o cunoaște.
Așa adică este pregătire. E nevinovată. E nevinovată. Pe când domnul Vasile Mustățea știe și bună știință, în loc să vegheze la respectarea legii, așa cum spune 215, articolul 103, că președintele trebuie să fie cel care veghează asupra respectării Constituției, legilor, să aplice hotărârile de guvern, să aplice hotărârile Consiliului Județean și așa mai departe. E, sincer el... să fiu, nu mă așteptam la doamna Buga. Doamna Buga a fost așa ca un nufăr care plutește liniștit așa pe lac timp de 2 ani de zile în Consiliul Județean. Adică n-am auzit să fie un consilier care să se implice să ia cuvântul. Nu acuzăm cu nimic, a fost pur și simplu o cititoare. A fost spusă. Dar în loc să vegheze la respectarea legii, Vasile Mustățea a călcat în picioare pur și simplu legea în mod grosolan pentru a-și atinge scopurile politicianiste, cum spunea domnul vice, domnul Marciu. Deci el nu a mers pe ideea de a rezolva niște probleme, ci de a-și forma o majoritate de conjunctură care să-i permită să facă aceste mutări, inclusiv pentru niște colegi de la PLR și pentru domnul vice. Majoritatea asta de conjunctură încalcă legea, pentru că trebuie să o luăm pe fiecare punct în parte, să discutăm amănunțit, ca să putem să ne seama cum și în ce fel încalcă legea. O să facem mai scurt ca să putem să discutăm și alte subiecte. De fapt, această majoritate care a făcut-o și chestia asta cu schimbarea domnului Marciu, care trebuia să fie un punct pentru el în plus la nivel central pe linia PNL-ului, nu l-a ajutat cu nimic pentru că a fost schimbat din funcție. Din funcția de președinte al organizației PNL da. Județene. O să vorbim și despre acest subiect. Așadar, să ne reîntoarcem la acea ședință da. De pomină, ședință extraordinară. Ce a făcut grupul dumneavoastră în momentul când ați auzit o asemenea propunere? Deci, domnul Bașu, poate să spună mai degrabă că dânsul a reacționat în numele nostru la toți. În momentul în care, pe lângă ordinea de zi, cunoscută de toți consilierii din Consiliul Județean Giurgiu, cu ocazia ținerii ședințelor de comisii, domnul președinte a venit cu suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 8 puncte. Da. Mă iertați, fac o paranteză. De ce nu l-a trecut de la început? Sau măcar să fi lăsat în suspans doar pe cel care vă privea pe dumneavoastră, dar pe celelalte, de ce nu l-a trecut atunci? Nu știu, asta este o întrebare la care... Deși celelalte prezintă importanță pentru el, pentru că e vorba de schimbarea unor consilieri PLR, PNM, care au plecat în urma ordonanței 55 de la PNL la PLR, PNM, în paranteză. Ca și titulatură de partid. Mm-hmm. PLR-ul se tot vehiculează ideea că nu există, că nu e înregistrat încă la tribunal, dar toți consilierii care au plecat la PLR, în paranteză au scris și astea sunt documente depuse la secretarul Dinu, al Consiliului Județean, că aderă la PLR, în paranteză PNM, care PNM înseamnă Partidul Național al Mediului și care este înscris și există ca partid. Bun, să revenim. Așa. În momentul în care a dat citire celor 8 puncte suplimentare la ordinea de zi, am cerut cuvântul și am spus că a devenit o practică introducerea pe ordinea de zi în ședințe extraordinare a unui număr de puncte care n-au fost dezbătute în comisii și că acest lucru a devenit o practică pentru că în anterioara ședință același lucru făcuse. Mi s-a părut de la început că lucrurile nu sunt în ordinea firească și că sunt departe de lege și atunci am spus în numele grupului de consilieri care sunt, să zicem, în opoziție față de președinte și de ceilalți consilieri care sunt PNL și atrași, independenți, că vom părăsi lucrările ședinței pentru că suntem nemulțumiți de încălcarea legii cu acest prilej al introducerii pe ordine suplimentară ca ordine suplimentară în ședința de Consiliul Loc. De aici ne-am ridicat și ei au continuat să discute problemele de având pe ordinea de zi și având majoritate și rămân cu ocazie cu care ne-am convins că un consilier al nostru din zona de nord a rămas și el în ședință și a votat cele care
problemele care au fost discutate și în pe care ulterior l-ați și noi, organizația l-a exclus din partid. Da. Da, cum a zis domnul Vanghele mai de mult. Cum a zis? Nu știu, am un cuvânt urât. Da, să nu mai amintim. Bun. Lucrurile s-au desfășurat în continuare așa cum au văzut telespectatorii din Giurgiu la televizor din filmările realizate de echipele de televiziune de acolo și mai departe noi de la început am considerat că sunt ilegale. Și ce s-a întâmplat după ce ați plecat dumneavoastră de acolo în continuarea ședinței, pentru că atunci a apărut iarăși o parte ilegală, ca să spun așa. Domnul Vasile Mustățea a propus suplimentarea ordinii de zi cu 8 puncte. Dintre aceste 8 puncte, prima a fost reconfirmarea, de fapt, anularea unei hotărâri a Consiliului Județean prin care domnul Mateescu era confirmat ca și consilier județean, care a fost atacată pe vicii de procedură de către prefectură în contencios. Iar ca să poată să-și rezolve problema și să nu respecte legea, domnul Mustățea a anulat acea hotărâre și a cerut din nou în cadrul Consiliului Județean revalidarea domnului Mateescu. Stați puțin, cu toate că legea spune următorul lucru. Deci în momentul în care prefectura atacă în contencios o hotărâre, aceea se suspendă. Domnul Marciu, de drept. Se pare un joc de șoarecele și pisica aici. Adică, deci doamna prefect a atacat acea hotărâre pe un viciu de procedură. În următoarea ședință, domnul Mustățea anulează hotărârea atacată și atunci atacarea ei pică pentru că nu mai există nici hotărârea în sine. Da. Și o repune pe ordinea de zi. Fără ca, să continuăm, fără ca cei care erau cei care trebuiau să facă și validarea acestei propuneri, revalidarea, pentru că în fond de câte ori se discută, se face o hotărâre, trebuie să valideze comisia de validare și cum să spun eu, acel consilier dacă îndeplinește condițiile sau nu. Comisia de validare nu mai există în sală și n-a fost validat. Pentru că printre dumneavoastră erau membrii din comisia de validare. Exact. 4 din cei 6 erau din comisia de validare, erau plecați din sală și au rămas 2 care nici măcar nu fac parte din comisia de validare. Și a rămas domnul Mateescu nevalidat? Și domnul Mateescu a fost validat ad hoc de membrii care au rămas în sală, creându-se o comisie de numărare a votului și s-a supus la vot și a ieșit, bineînțeles, cu majoritate de voturi domnul Mateescu, consilier. Dar și această problemă e discutabilă. Îmi pare rău, nu știu cum să vă spun. Sunteți acolo oameni serioși, oameni cu activitate profesională, politică, majoritatea dintre... Vă rog să mă credeți când îmi spuneți asta, am impresia că îmi spuneți un scenariu de comedie, de comedie neagră. E comedie neagră, așa da? Este. Pentru că nu pot să cred că într-un Consiliu Județean cu consiliere aleși și un președinte de Consiliu Județean ales direct de cetățeni, în loc să vă ocupați de problemele acestui județ, care sunt extraordinar de multe și de grele și pe măsură ce trece timpul ele, în loc să dispară, se accentuează, se întâmplă acest joc de șoarecele și pisica, eu te atac, tu nu faci, eu te iau la mine, votez invers și dacă regulamentul spune așa, noi facem altfel. Deci oarecum nu putem să spunem că este un joc de șoareci cu pisica în momentul în care noi și chiar și prefectura și așa mai departe căutăm să respectăm legalitatea. Deci există un articol 103 în legea 215/2001 republicată, prin care se spune că președintele Consiliului Județean asigură respectarea prevederilor Constituției, etc., etc., etc. E tocmai acest articol din Constituție 123 aliniatul 5 nu a fost respectat cu Mateescu. Și putem să mergem mai departe și la fiecare hotărâre vom vedea că nu sunt respectate prevederile legale. Dacă nu sunt respectate prevederile legale, ce trebuie să fac eu ca și consilier județean? Trebuie să stau și să accept ceea ce spune domnul Mustățea, care este contrar legii? Sau trebuie să spun punctul de vedere și eventual să merg mai departe în sensul de a ataca în contencios hotărârea care este nelegală? Da. Și mai mult decât atât, de ce nu a existat o colaborare, să zicem, sau un schimb de adrese
între Consiliul Județean și Prefectură cu privire la legalitatea sau ilegalitatea validării acestui domn consilier județean. Pentru că se întâmplă a treia oară. Oare Prefectura nu are ceva din punct de vedere legal care trebuie adus la... N-a avut răbdare, domnul președinte, să vadă care este motivația într-adevăr legală din punctul de vedere domnul al Prefecturii. Are nevoie de un vot, exact, și nu mai are nevoie de timp vot. Să mai exact. Aștepte până exact. Averea motivația. Exact. Și atunci, sigur că deci acest este acest perpetuum, iertați-mă, acest perpetuum mobile politic de a revoca precedenta hotărâre și de a adopta alta. Pe un scenariu de comedie, că domnul Matescu a depus jurământul de 3 ori, adică omul ăsta e vândut poporului giurgiuvean prin 3 jurăminte, el a fost ales pe lista USL-ului și de aici o întreagă poveste din punct de vedere politic. Da. O să mai trageți mult timp de pe urma acestui USL și a problemelor riscate de separarea. Sigur, la noi lucrurile din punct de vedere al USL-ului, cel puțin în Consiliul Județean, sunt privite negativ, la nivel de țară și chiar și la nivel de județ. USL-ul a fost o alianță politică care a dat țării libertatea și, dacă vreți, un pic de progres vis-a-vis de adoptări de legi și chiar de dezvoltare economică. Să revenim la problemele din Consiliul Județean, unde domnul Mustățea se plânge tot timpul că prefectura, respectiv doamna prefect, pe care dumnealui o numește într-un fel care nu-i face cinste domnului Mustățea, pentru că este vorba de o doamnă, păi tot atacă hotărârile. Văzând câteva din lucrurile care se întâmplă acolo, nu, mă gândesc că nu există decât 2 posibilități. Ori domnul Mustățea nu știe care sunt legile și nici aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean nu-și face datoria, ori o face intenționat, că în mod automat prefectura atacă aceste hotărâri care nu sunt legale și atunci este o victimă perfectă. Deci mă gândesc că nu sunt decât astea 2 posibilități. Concluzia nu cred că putem să o tragem noi doar facem supoziții și cred înclin spre treaba că acest domn Mustățea face în mod intenționat acest lucru, văzând că nu a fost în niciun fel sancționat. Păi cine să-l sancționeze? Legea. Care lege și cine trebuie să-l sancționeze? Legea 215 pe care trebuie respectată. Îl sancționează alegătorii peste 2 ani. Dacă nu, mai candidează. Chiar și acum, pentru că sunt chestiuni care țin de, eu știu, de respectarea strictă a legii, inclusiv această ședință, cum a fost cea din 21.06. Bun, să revenim, trecem peste partea asta și să continuăm. Deci, s-a desfășurat ședința, s-au pronunțat niște hotărâri de Consiliu local și cel puțin din punctul de vedere legalitate. Poftim? Cel puțin din punct de vedere legalitate, pentru cele care au fost pe ordinea de zi, nu știu dacă toate, mi se pare că una n-a fost atacată de către prefectură, sau două, din punct de vedere al legalității. Gata! În ziua de astăzi așteptam de la Consiliul Județean să primesc un înscris în care să se spună că în ședința din data de am fost demis cu număr de voturi de către Consiliu și că a doua zi așa prefectura a înaintat către contenciosul administrativ o adresă prin care se cerea suspendarea acestei hotărâri de Consiliu. Nici până în ziua de astăzi lucrurile nu sunt clare. Sigur, din punctul de vedere legal sunt clare, dar acest schimb de diligențe, să le spunem, de înscrisuri de relații instituționale până la urmă, da, că nici, aici, indiferent nici că vă place nicio, sau nu vă place, nicio discuție. Ba, sunt întrebând, niște obligații. Întrebând pe cei de la cancelaria, să zicem, a Consiliului Județean și pe directorul direcției juridice din Consiliu referitor la această situație inedită a mea. Ce sunt? Sunt vice? Sunt consilier? De când până când? Și așa mai departe, mi-au spus că pe drum, prin poștă,
voi primi documentele. Nici până la această oră n-am primit niciun fel de document. Dar... Haideți să vă spun nici eu. Nici asta n-ar fi o problemă. Da. Dați-mi voie, pentru că am găsit o situație foarte interesantă, ca să vedeți că până la urmă nici aici nu este foarte ingenios domnul Mustățea, pentru că o situație similară cu aceasta de la Giurgiu, în ceea ce vă privește, s-a întâmplat în județul Timiș, dar în oglindă. De data aceasta, PSD-ul a făcut o treabă de genul acesta. De schimbare. Da, de schimbare. Și a atacat în instanță, a dat în judecată și a obținut o victorie în bătălia PNL-ul cu PSD-ul pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Potrivit unei sentințe, consilierul județean așa a fost demis ilegal din funcția de președinte, decizia, mă rog. Ce se întâmplă? Și acolo PSD-ul și PPD-ul formaseră un protocol la nivelul județului, în baza au format o nouă majoritate și l-au demis pe vicepreședintele liberal Marian Vasile, care l-a înlocuit cu Florin Zamfir. Liberalii au invocat un viciu, da, așa. Până și este vorba și de comisia de validare, care nu a și fost probabil modul de desfășurare al deci, al ședinței și al ședinței. Dacă mă ajungeți în instanță, clar veți câștiga, există un precedent. Da. Deja hotărârea este atacată în contencios în instanță. Pe lângă motivația politică, ce am văzut și eu la televizor din cursul filmări din cursul desfășurării ședinței, pe lângă motivația politică, s-a făcut referire la procesul pe care îl am cu Agenția Națională de Integritate. Și la care domnul președinte și-a permis să facă niște afirmații eronate. Eu vreau să spun că procesul este în curs de desfășurare, că termenul pentru judecată la înaltea curte de casație și justiție este 4 martie, că deja Curtea de Apel București și-a spus un punct de vedere vis-a-vis de această situație. Erau 3 capete de acuzare, ca să fiu mai să prezint mai succint. Ca diriginte de șantier, eu am încheiat 3 contracte, 2 cu Spitalul Județean și una cu Direcția de Transport de la Consiliul Județean. Sigur că în perioada 2008-2012, ca și inginer, având atestatele respective, am practicat această meserie, să zicem, de diriginte de șantier, de responsabil tehnic cu execuția, pentru că am toate rete, da, CQ, am toate avizele și aprobările necesare. Ca persoană fizică am încheiat 2 contracte de dirigenție cu Spitalul Județean și am reprezentat interesele, iar al 3-lea contract a fost încheiat cu Direcția Județeană de Transport și iar am reprezentat ca diriginte de șantier interesele acestei instituții și, de fapt, ale Consiliului Județean în relație cu executantul, cum să vă spun eu, dând gir prin semnătura mea, atât că sumele cheltuite sunt cele reale și că, din punct de vedere calitate, lucrurile sunt de bună calitate. Nu văd cu ce am fost eu incompatibil și vreau să spun că deja în instanța de la Curtea de Apel cele 2 capete de acuzare ca persoană fizică autorizată au fost acceptate și a rămas să ne judecăm la în alta curte pentru cel de-a 3-lea punct ca dacă vreți diriginte de șantier pentru relația unei firme cu deci practic este un proces pe rol. Un proces pe rol. Iar situația asta nu e de azi, de nu, ieri. Nu, dar deci nu era nevoie dar de a fost ședință răutăcios interpretată și pentru că motivația una din motivația a fost această incompatibilitate a dumneavoastră, dar care nu e a fost amintită. Amintită. Da.
principalul punct a fost acela politic. Ce vreau să spun mai departe? Da. Această motivație politică pornește de la, dacă vreți, relația cu totul și cu totul specială, să zic între ghilimele, pe care am avut-o cu președintele Consiliului Județean în anul 2014. În sensul că practic nu ne-a legat nicio hârtie pe circuitul hârtiilor din Consiliul Județean. Practic. În tot acest timp am căutat să-mi găsesc de lucru discutând cu primarii din județ și îndrumându-și, sfătuindu-și să depună proiecte la Ministerul Dezvoltării pentru a obține sume de finanțare necesare pentru execuția de lucrări gen alimentări cu apă, canalizări, drumuri, reparații de sedii de primării și așa mai departe, tot ceea ce este permis în cadrul ordonanței de guvern numărul 28 și 30. Am început de anul trecut, din 2014, cam de pe timpul ăsta, luând de mână primarii și mergând să susținem în fața CTR-ului, Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării, proiectele pe care mai mulți primari din județul Giurgiu le-au întocmit și le-au depus. 2-3 deplasări pe săptămână, între ora 10 și 12 noaptea, uneori 11, 12, 10, jumate, așteptând ca județul Giurgiu, cu număr de 7-8 primari de fiecare dată, în fiecare săptămână, să intre la CTE și să susțină aceste proiecte. A trecut timpul. Am trecut proiectele prin CTE, au fost admise, au fost înscrise pe ordinul de ministru și după aia au fost chemați primarii pentru a încheia contractele de finanțare. Și au început să se deruleze proiectele. Aici a fost problema care a durut cel mai tare. Că aduceați bani în județ? Primarii au obținut bani în județ. Ce cauți la minister? De ce te-ai dus acolo? N-ai spus, nu mi-ai spus și așa mai departe. Ca atare. Vreau să vă spun că în anul 2014 la subprogramul pe OG28, la subprogramul Modernizarea Statului Românesc sunt finanțate 44 de proiecte. La subprogramul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor sunt finanțate 2 proiecte. Sub programul Infrastructură la nivel județean, drumul județean, 5 proiecte. Astea sunt la investițiile în continuă. Investiții noi. Repet din nou. Modernizarea satului românesc. 55 de proiecte noi. Aprobate și finanțate în 2014. Numai în 2014. Regenerarea urbană a municipiilor. Un proiect. Proiecte noi depuse în 2014, încă 7. Au beneficiat de aceste sume acordate de către minister. 48 de comune din județul Giurgiu, un oraș, Mihăileștiu și Consiliul Județean. Valoarea proiectelor finanțate de către minister în anul 2014 este de 593 de miliarde de lei vechi care au venit în județul Giurgiu și au fost plătite lucrările acestea de creșterea nivelului vieții în unitățile administrativ-teritoriale din județul Giurgiu. Ăsta este motivul real care a deranjat. Dacă mă înțelegeți. Și dacă mă înțeleg și oamenii. Această muncă în echipă, repet, în echipă a președintelui de organizații, a tuturor primarilor, cei care au fost implicați în aceste proiecte, este meritul, dacă vreți, chiar și al dumneavoastră. Este meritul lor, al echipei care s-a luptat, s-a zbătut și a obținut aceste fonduri de la minister. Da. Sigur că lucrurile trebuie... Eu nu știu dacă... poate nu știu eu sau nu mai mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat în anii precedenți nu astfel s-a de activitate și atâția bani aduși pe proiecte. Ce vreau să vă spun este că... Adică bani care să nu
pot să, nu, ce... care nu pot fi împrăștiați, sifonați. Merg direct pe proiectul merg respectiv. Merg direct pe relația minister, comunitatea locală prin primărie pentru lucrările reale executate și plătite din banii de la minister. Asta este motivul pentru care primarii au ales, profitând de ordonanța 55, să treacă la dumneavoastră? Nu este primar. Asta un motiv. Nu numai primarii. Deci nu numai primarii, au trecut și consilier local și de toate, dar exact despre asta vreau să și discut în continuare. Noi avem și trei cazuri de consilieri de la PLR-PNM care au fost atacați în aceeași ședință. Deci încetarea mandatului înainte de termen prin retragerea sprijinului politic de către PNL. Care PNL n-are nicio treabă cu acești oameni, pentru că ei, în momentul care a apărut ordonanța 55, au optat pentru PLR-PNM. În momentul în care optezi pentru un alt partid, conform legii partidelor politice, automat ești demisionat din vechiul partid în care ai făcut parte, iar ei nu mai au nicio legătură cu PNL-ul. Iar în ședința aceasta au fost făcute acte din partea PNL-ului pentru că ei să fie scoși din funcție. Dar acum, ca să facem o paranteză, continuăm, domnul Marciu, cu proiectele acelea. Ca să facem o paranteză, în mod normal, când un consilier, fie local, fie județean, își pierde sprijinul politic sau este exclus din partid și părăsește consiliul, urcă următorul pe listă. Da. În cazul dumneavoastră, ați avut lista la comun cu PNL-ul. Și pe au USL. Alternat pe USL. USL. Au fost unul de la PNL 2-3, unul de la așa. Acum, în momentul acesta, când acea ordonanță a fost și declarată neconstituțională, dar nu s-au luat măsuri practice pe această ordonanță, cum urcă următorii, cum se completează Consiliul Județean sau Consiliul Local, județean în cazul dumneavoastră, în momentul în care un consilier pleacă sau își pierde sprijinul politic? Deci, că ar putea următorul, deci după domnul Udroiu, pe care l-ați exclus, deci să fie un penelist. Cei care sunt... Deci este posibil. S-a folosit de ordonanța 55, toți am făcut trecerea de la USL către partidul pe a cărui listă am candidat. Respectiv, am trecut de la USL pe PSD. Deci există rezervă pentru ca să putem să înlocuim niște oameni care sunt eventual schimbați datorită comportamentului în ședințele. Deci acum fiecare partid care își va exclude unul dintre consilieri va avea... E aceeași situație. Chestiunea următoare. S-a făcut... Ca la Matescu. Da. S-a făcut vorbire de către, ăsta, de către Vasile Mustăți acum că dacă au trecut la PNR nu mai sunt... sunt automat membri ai PNL-ului din nou, că așa a spus într-o adresă MDR, Ministerul Dezvoltării ăsta regionale, și, dar nu este adevărat, pentru că ordonanța 55, pe perioada cât a produs efecte, a fost lege. Oamenii n-au făcut altceva decât să respecte o lege care era în vigoare. Declarându-se de către CCR ca neconstituțională, CCR-ul este un organ care spune ce este corect față de Constituție sau incorect și trebuie corijat de către cei care l-au emis acest lucru să-l corijeze. Dar intermediarul care face acest lucru este Parlamentul. Până când nu se emite o lege care să reglementeze această situație, nu se poate vorbi de faptul că ei au trecut la PLR și că dacă nu este PLR-ul sunt peneliști înapoi. Nu există așa această justificare făcută de Mustăți. Da, mai am și o curiozitate înainte de a trece mai departe, pentru că ați spus că s-a ridicat doamna consilier Buga atunci care a propus. Ce motivație a avut? Ați spus așa, pur și simplu, noi un grup de consilieri ne-am hotărât că nu-l mai vrem pe domnul Marciu. Da? Ne-am hotărât să nu mai să-l înlocuim pe domnul Marciu din funcția de vicepreședinte fără niciun fel de explicație în plen. N-a fost făcută motivația în plen. Deci am urmărit această emisiune ulterior și într-adevăr nu e făcut o motivație și nici n-am avut acces la aceste documente ca să putem să ne documentăm. Cum adică n-ați avut acces? Deocamdată. În calitate de consilier județean aveți acces? În calitate de consilier județean. Deci nu e niciun fel de problemă, să știți, ca să poți să obții niște documente de la consiliul județean, ca și consilier județean, pentru ca să poți să-mi desfășur activitatea, inclusiv și domnul Marciu și alții, am făcut o solicitare scrisă la consiliul județean, prin președinte, secretar și așa mai departe. Știți cât a durat până am primit documentele? O lună și vreo 10 zile. A depășit chiar termenul legal pentru un simplu cetățean. Exact. Dar eu nu le-am cerut pentru ca simplu cetățean. L-am cerut ca și consilier județean ca să poți să-mi desfășuri activitatea. Lucru care suntem împiedicați să o facem.
Domnul Marciu, spuneați adineaur că prin aceste ordonanțe au venit în județ aproape 600 de miliarde pentru proiecte. Și atunci de ce se plânge domnul Stățea că nu avem bani, că nu-s bani? Îmi permite să spun eu că domnul Marciu poate că nu spune, că n-are să se laude singur. Însă tot ceea ce a făcut Mustățea împotriva lui domnul Marciu este numai din cauza faptului că domnul Marciu a făcut foarte multe lucruri bune pentru județul Giurgiu. El, cum să spun eu, înlocuirea lui cu un om lipsit de pregătire, cu mie Matei Onuțariu, un liceu agricol, mi se pare ceva de genul acesta, ca pregătire, este o palmă însăși peste obrazul Consiliului Județean. Dar domnul Marciu, când a făcut ce a făcut pentru județ, a făcut pentru bine județului, luptând pentru finanțarea lucrărilor, pentru bani, pentru a adus, adică a adus, da, a adus, că n-a venit cu sacoșa cu bani. Dar a adus finanțare pentru lucrările care sunt necesare pentru comitetele locale, adică, de tot județul. Până la urmă, știți ce? În fiecare perioadă, Consiliul Județean, în frunte cu domnul Mustățea și cu executivul Consiliului Județean, care este sub ordinea lui, n-au adus un leu. N-au făcut nimic. Zero barat. Asta este pretenția cetățenilor în fiecare campanie electorală, de la cei pe care îi alege, să se zbată pentru a aduce bani în județ, pentru a se crea locuri de muncă. Astea sunt dorințele oamenilor atunci când sunt în campaniile electorale. Să mai completez și eu. Pe lângă această campanie susținută pentru atragerea de fonduri, în paralel, au existat colegi din PSD care au îndrumat și sfătuit primarii din județ să meargă să acceseze fondurile europene prin proiecte. Programele operaționale POR. Programul operațional regional. POR. Și asta a fost un lucru bun pentru primari. De asemenea, în anul 2014, primarii au mai fost sfătuiți să alcătuiască și să trimită către prefectură și aceasta mai departe către guvern situația tuturor datoriilor către furnizori a primăriilor și situația arieratelor, care înseamnă niște facturi emise cu cel puțin 90 de zile înainte de a fi luate în considerare. Deci arierate. Sumele pentru datoriile primăriilor primite la sfârșitul anului, primite, susținute fiind de facturi de și contracte și așa mai departe, au fost de circa 306 miliarde de lei, bani care au stins, să zicem, datoriile a peste 16, aproape 16 primării. Și a lăsat să respire pentru, proiectele pentru anul 2015. Iar arieratele au fost și astea peste 100... Da, domnul Stățea, doamne, mă pomenește, sigur, dacă vrea să intre... Ce vreau să vă spun? E ca în sport, dacă vrei să câștigi, continuă. Asta este, dacă vreți, motoul pentru care am rămas mai departe la Consiliul Județean. Munca pe care am făcut-o în folosul societății, societatea reprezentată, și nu numai eu, repet, toți colegii din echipa pe care o avem la PSD, și nu numai la PSD, în această alianță. Deci această dorință de a ajuta în continuare primarii să-și ducă la bun sfârșit realizarea acestor proiecte mă face pe mine să-mi continui activitatea. Nu altceva. Am avut întâlniri cu primarii și mi-au spus să nu mă descurajez. M-au rugat să nu mă descurajez și să merg mai departe în relația cu ei pentru a-i îndruma, pentru a-i sfătui, pentru a le fi alături, să mergem mai departe și să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Dar multă lume se întreba dacă mai acceptați. E singurul motiv. Alt motiv nu am.
Singurul motiv este acela al rugăminții primarilor de a continua împreună ceea ce am început. Și a colegilor. Și a colegilor, bineînțeles. Altceva. Asta este, cum dacă vreți, asta a fost munca pe care am făcut-o în Consiliul Județean pentru a sprijini comunitățile locale. Deci, vreau să-mi lămuriți o treabă, dacă este adevărat. Domnul Mustățea, din obișnuință, probabil, pentru că întotdeauna județul ăsta a avut bani puțini, și o realitate. Da. Au fost alocați bani puțini, mereu. Nu s-a dat atâta cât a fost, pe cât a fost nevoie. Continuă în aceeași linie să se plângă că județul Giurgiu este defavorizat, inclusiv la repartiția bugetului. Dar, pe de altă parte, aflăm cu stupoare că a returnat niște bani pe care nu i-a folosit. Da, așa este. Au fost și pentru la ce? Sfârșitul anului. Pentru drumuri? Județean. Exact un capitol care e dezastru. Așa este. Împreună, la sfârșitul anului, am făcut o echilibrare, dacă vreți, de fonduri între lucrări care au avut fonduri și care n-au consumat banii, deci o rectificare în minus, și acești bani au fost folosiți, să zicem, la propunerea noastră a Consiliului Județean. Ministerul a aprobat o compensare între banii necheltuiți și banii și lucrările care au avut necesar de fonduri. Și nu, mie să-mi explicați cum este posibil ca într-un județ cu drumurile în halul în care sunt ele și toată lumea se plânge de calitatea drumurilor să returnăm bani pentru că nu i-am folosit. De ce nu s-au folosit? Lipsă de preocupare pentru fructificarea acestor surse financiare în vederea rezolvării unor probleme care sunt stringente în tot județul. Mă refer la drumurile județene. Sigur că am avut multe discuții referitor la acest subiect și la un moment dat mi se spunea că nu pot să fie finanțate lucrări care sunt incluse în programul de dezvoltare și finanțare Ministerului Dezvoltării. Iată că au fost cazuri în care și Consiliul Județean, primind bani de la guvern, a cheltuit bani pentru aceste drumuri județene, dar și comunale. Bun. Sigur că timpul o să răspundă și la întrebările dumneavoastră, pentru că întrebarea... Amuzantă mi s-a părut și o altă chestiune. Faptul că vă amenința că vă taie zilele. De zilele de muncă. Sigur, pentru perioada care erați plecat la București. Au fost niște discuții. Deci, n-are rost. Dar de ce nu l-ați cooptat și pe domnul Mustățea în activitatea asta dumneavoastră, în demersurile acestea pe care le-ați făcut? Poate asta ar fi vrut. Nu știu. Am discutat odată, de două ori am spus despre ce e vorba și nu știu cât s-a arătat de interesant. Probabil că n-a crezut în proiectul pe care eu îl susținem. Și a crezut că nu o să aibă finalitate. Cred că în loc să se ocupe de treburile județului, domnul Mustățea a avut cea mai mare preocupare pentru realizarea unei majorități de conjunctură care să-i permită să-și satisfacă orgoliile politicianiste. Asta e singurul răspuns viabil. Deci, nu se poate ca atâta timp cât vezi că cineva merge la București zi de zi aproape, că se luptă pentru ca județul, comunele să aibă fonduri, să poată să facă lucrări, să facă investiții. Deci, e spre binele general al acestui județ, care a fost urgisit mult timp, n-a avut resurse. Acum, anul trecut, au fost resurse în câțiva ani de zile în urmă. Așa este. Dar... repet ce am spus și mai devreme. Consiliile județene sunt create pentru a ajuta, a consilia, a sprijini unitățile administrativ-teritoriale. Sigur că nu există legătură de subordonare, dar în toate județele, în toate celelalte județe cu care am venit în legătură și am întrebat. Există o gândire amplă de dezvoltare a infrastructurii din județele respective, numai și numai cu sprijinul și sub coordonarea Consiliului Județean. La noi e invers. Dar, sigur, lucrurile vreau să vă probabil spun că, se vor îndrepta. Nu știu,
de acum încolo, cum vreau o să gândească... Vreau să vă spun că în ceea ce mă privește... Domnul Mustățe. Am urmărit activitatea Consiliului Județean Giurgiu de pe vremea domnului Mărculescu, Dumnezeu să-l ierte. Era președinte de Consiliul Județean. A fost după aceea domnul Boiangiu, domnul Bean. Dar vreau să vă spun că probleme de genul acesta și jocuri de-astea penibile până la urmă și periculoase totodată, n-am întâlnit niciodată. Așa este. Așa este, aveți dreptate, însă eu cred că încercăm, sau cel puțin eu, colegii, încercăm să dăm să avem o nouă abordare acestei teme de dezvoltare a județului prin prisma noastră. Și vom continua, cred eu, pe drumul acesta pe care am început, să susținem comunitățile locale, să obțină fonduri din mai multe surse de finanțare. De la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Mediului, de la fondurile europene, prin programul acesta, prin POR. Ăsta este țelul nostru și pentru asta suntem alături de comunitățile locale. Pentru 2015, alte proiecte? Sigur, v-am spus, avem... V-am spus că deja am pregătit 7 proiecte din 2014 care sunt introduse. Zilele acestea se pregătește la nivel de municipiu un proiect vis-a-vis de modernizarea străzilor din municipiul Giurgiu și îl vom depune mai departe la Ministerul Dezvoltării și încă sunt alte comunități locale care cer, dacă vreți, consiliere pentru la mine, la ceilalți colegi, pentru a își depune în continuare proiect. Gândul nostru este ministerul să financeze cu precădere acele investiții care sunt aproape de finalizare și să putem să întocmim procesele verbale de terminare a lucrărilor. Numiți foarte scurt câteva dintre ce fac aceste proiecte ca să știm pe ce sunt. Pe alimentări cu apă. Și stații, și, deci captare, tratare... Canalizare, tot. Așa, nu, mă refer la alimentare cu apă. Da. Canalizări și stații de epurare. Există vreo comună, drumuri comunale, care nu are un proiect în acest sens? Gândindu-mă că va veni o perioadă în care va trebui tot județul să fie... Sigur că există dacă vreți, cum să mă explic? Deci mă gândesc, vom avea apă potabilă și canalizare în tot județul? Da, mai există un proiect pe fonduri de la Ministerul Mediului la nivelul Consiliului Județean. Se speră în accesarea unor fonduri europene. Sunt multe localități care au depus cereri pentru a introduce apă și canalizări în aglomerări, ca așa se cheamă. Ce înseamnă aglomerare? Înseamnă o aglomerare înseamnă circa 2000 de persoane arondate către această posibilitate de utilitate, apă sau canal, chiar dacă satele respective nu fac parte din aceeași comunitate administrativ-teritorială. Da. Ca să poată să fie amplasată în centru, să zicem, stația de captare, pompare a apei și la fel stația de epurare, ce să deservească această... apă, drumuri. Bun. Apă, canalizare, drumuri comunale și județene. Și județene. Da. De asemenea, s-au reușit și am obținut fonduri pentru reparații de dispensare comunale, pentru reparații de sedii de primării. Sunt proiecte care sunt acceptate și finanțate de către Ministerul Dezvoltării. Deci, practic, ați făcut ceea ce ar fi trebuit să facă un președinte de Consiliul Județean, până la urmă. Și a avut un lucru bun. Da. Spre deosebire de alții, care totuși nu mă pot abține să nu spun în două, trei vorbe, ultimul punct pe ordinea de zi a fost cel prin care se solicita trecerea 4.000 de metri pătrați de la MEI la Consiliul Județean pentru a se face o investiție pentru ISU în zona unde este și acum ISU.
Pentru ca să se pună la vot, este necesar, fiind vorba de probleme patrimoniale, să fie o majoritate de 2/3. În sală nu erau decât 16 pentru că Vasile Mustăți a plecat la București, mai erau doar 16 consilieri. Care a fost replica vicepreședintelui Consiliului Județean? Chiar dacă nu suntem noi, chiar dacă nu suntem noi în vorum, noi tot votăm. Așa se face treaba în Consiliul Județean? Ce fel de atitudine asta? Deci îi instigi pe cei care ai în sală să voteze contrar legii. Dar nici ei nu sunt niște copii tuși de mână. Puteau să spună nu suntem de acord, nu votăm pentru că nu respectă legea. S-a votat. Și o altă hotărâre atacată, iar o altă... Dar nu vă așteptați să folosească aceeași metodă, să revoce hotărârea de demiterea dumneavoastră ca să pice și de această dată contestarea deci prefectului? Deci noi, să știți că am mai discutat treaba asta, dar în momentul în care acest lucru se repetă, să știți că se poate ajunge în penal. Da. Vreau să vă spun noi că... Noi nu ajungem în penal, dar ne întrerup colegii mei doar 30 de secunde. N-a fost prima încercare, a mai fost una. Dacă vă aduceți aminte, când au părăsit ei lucrările și noi n-am introdus pe ordinea de zi, da. Și atunci era se cerea schimbarea. Ar trebui să fie o ședință săptămâna viitoare, că e sfârșit de lună. O ședință ordinară? Vă așteptați? Deci s-a promis că o să fie o ședință ordinară, nu se știe când. Deocamdată nu este anunțat nimic la noi pe site. N-am fost însă aștept da, cu, din câte am înțeles, interes să vedem care va fi situația mea în scris. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în platou. Avem subiecte, probabil că ne vom mai întâlni, că avem subiecte destule de discutat. Domnului Mustăța îi urăm sănătate, pentru că am înțeles că nu prea stă bine cu sănătatea, că a trebuit să demisioneze din funcția de președinte al PNL Giurgiu. Îi dorim sănătate. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine!